Adi! Hai! Ai dat drumul? Da. Să merge. Da. Te, dacă e roșu, apoi bun. Și să o centrăm bine. Hai! Bună seara și bine ați revenit cu drag la Profanai cu probleme de matematică la algebra. Așa. Să începem cu clasa 7-a. Și dictează prima ieșiță. Cine dictează? Veruna. Deci a pregătit. Calculați media geometrică a numerelor A și B. Calculați media geometrică a numerelor A și B. A. Egal cu și B egal cu, nu? Trebuie să te calculăm. Să vedem cine au. A egal cu 3 supra radical 3 supra 2 radical din 2. 2 radical din 2. Plus 1. Și B-ul? Și B-ul egal cu 3 supra 2, 2 radical din 2 minus 1. Radical din 2 plus 1 minuna e jos. La numitor. 2 radical din 2 plus 1. Nu la numitor, nu la afară. Uh-huh. Deci, vreau să spun, acolo e fracție, plus da? 1. Și dincolo minus 1, da? Da? Am înțeles. Deci, acestea sunt numele A și B. Adi vorbește. Deci, pe prima amplificăm cu radical din 2. Da. Și o să avem așa, 3 radical din 2 supra... 3 radical din 2 supra... Da, 4. 4. Plus 1, amplificăm cu 4 și o să iasă așa, 3, 3 radical din 2 plus 4 supra 4. Iar la B? Și la B este radical din 2 și 3 radical din 2 supra 4 minus 1 egal cu 3 radical din 2 minus 1 minus supra 4. 1. Hai să și aplicăm deodată, minus 4, adică da. Totul pe 4, da? Uh-huh. Și atunci media geometrică, M geometrică, egal cu? Media geometrică egal cu radical din 3 radical din 2. 3 radical din 2 plus 4 supra 4 ori 3 radical din 2 minus 4 pe 4. Și egal mai departe cu? Egal cu... ce putem să facem? Ce putem? Să mulțim numărătoare între ei și numitoare între ei. Deci și o să avem așa, 9 ori 2, 18. 18, da. Adică 18 minus așa. 16. Minus 16, da? Da. Și atât, da? Minus 16 pe 4. Ba nu, pe 16. Totul pe 16? Da. Este bine cum a spus el? Ce? Că e 18 minus 16 supra 16? Păi e 3 la 2, 9 ori 2, 18 minus 16. E bine, da? Da. Dar nu trebuia să mulțească și cu ăsta, cu ăsta, ăsta, cu ăsta. Ba, ăla-i la a doua. Deci ai zis ăsta la a doua și patru la a doua. Da. De ce te-ai bazat? Când ai zis așa răspunsul ăsta. Dacă ar fi fost a de așa. 3 radical din 2 plus 4, totul de mulțit cu 3 radical din 2 plus 4. Cât ar fi mai făcut aici? Care ar fi fost rezultatul? Ar fi fost 9 ori 2, 18. Da, 18. Plus 12 radical din 2. Așa, plus 12 radical din 2. Apoi, ai terminat cu 3 radical din 2 înmulțit. Da, plus 12 radical din 2. 12 radical din 2 și plus? Și plus 16. Atenție mult, aici ai avut baftă. Sper că ai sezizat că e A plus B pe lângă A minus B. Da, păi da. Am... Da, la așa formula aceea care face A la 2 minus B la 2. Deci, practic, tu ai mizat pe formula A minus B pe lângă A plus B sau invers A plus B pe lângă A minus B egal cu A la 2 minus B la 2.
Pe asta ai mers tu? Da. Și rezultatul este cât acum? Hai să-l vedem până la capăt. Egal cu 8 radical din... Radical din... 8 primul 16, 2. Așa, 2 supra 16. Simplificăm 2 cu 16 și egal, egal cu 1 pe... Radical din 1 pe... Radical din 1... 1 pe 8. 1 pe 8. Care înseamnă radical din numărător pe radical din numitor. Deci continuăm, egal cu... Numitor pe numărător, adică 8 pe 1. Adică radical din 1 supra radical din 8, da? Uh-huh. Radical din 1 face 1. A, da, da, radical... Da. 1 supra radical din 8. Pe 8 putem să scrie ca fiind... 2 ori 4. 2 ori 4. Deci 1 supra 4 iese de supra-radical și din 2 radical din 2. Amplificăm cu 2 radical din 2. Numai radical din 2. Așa, cu radical din 2. Și așa avem radical din 2 pe 2. Radical din 2 pe... Pe? 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 Pe... 2. Nu pe 2. Pe 4. Pe 4? Pe 2 de aici cu un radical din 2... 2 radical din 2 pe 4. Sigur că ai muncit suficient de mult. Eu știi cum aș fi făcut exercițiul ăsta? Nu așa. Deci spuneam repede, cum îți vedeți că așa arată exercițiul? Spuneam, media geometrică egal cu radical din 3 pe 2 radical din 2 plus 1. Totul de mulțit, ca așa spuneți, cu 3 pe 2 radical din 2 plus 1. Pardon, minus 1. Minus 1. Și cât ar fi fost aici? Ai formula A plus B lângă A minus B. La 2 tot acolo ajunge, da? Păi să vezi, vine radical din asta la 2, care face 9 supra 4 ori 2, 8, minus 1. A la 2 minus B la 2. Și egal mai departe cu radical din, adun la aceeași numitor, vine 9 minus 8, 1 pe 8. Și radical din 1 pe 8 face 1 pe radical din 8, adică 2 radical din 2. Raționalizăm și vine radical din 2 pe 4. Uite mult mai repede. Mult mai repede. Aici, ce s-a întâmplat? Ați muncit, ați adus la aceeași numitor, ați raționalizat pe loc. Pierdere de timp. Când am muncit cu radical din 2 și sus și mai jos. Vedem dacă merge să... Deci dacă avem fiimete geometrică, este așezată, dacă vedeți că expresiile atât a lui A și a lui B, de forma A plus B până la A minus B, nu mai pierdeți timpul să vă apucați să duceți și să complicați exercițiul. Ci deodată A la 2 minus B la 2. Da? Cine a făcut așa? Niciunul. Niciunul, pentru că graba asta, raționalizăm și mai finisăm, nu știu ce. Deci când ai filmat exercițiul, și vorba de media geometrică, e vorba de produsul lor. Radical din produsul lor. Și atunci, rapid, dacă ai șanse, ai făcut exercițiu A la 2 minus B la 2, 9 minus 8 pe 1. Da? Ia deci. Să vă la următorul, dacă ați înțeles. Să vedem. A mic egal cu 5 supra radical din 7 minus 1. A mic. Egal cu... 5 supra radical din 7 minus 1. Așa. Și B mic egal cu 5 supra radical din 7 plus 1. Plusul. Dacă am înțeles, acum fac așa, domnule. Sigur că, acum stau pe gândul. Deci, media geometrică. Acolo-i. Media geometrică egal cu... Cât ar fi? Radical din produsul lor, adică 5 pe radical din 7 minus 1, totul pe lângă, 5 pe radical din 7 plus 1. Și cu cât e egal? Radical din... Cine vorbește? Anca? Ceva minus, pentru că ceva plus? A la a doua minus. B la a doua. Deci vine locul de la a doua, adică 5 pe radical din 7, radical din 7 la a doua, minus 1 la a doua. Care face cât, Anca? Păi la a doua, și numărătorul și numitorul. Ce înseamnă? 25 supra
Hai, cu convingere, pierzi mult timp. 25/49. Radical din 49. Dar nu se scapă de radical. Și radical din 7. Radical din 7 la a doua scapă din radical. 25/7 minus 1. Și egal cu, încă mai repede. Egal cu... Ce face? Radical din 18 pe 7. Radical din 18 pe 7. Adică radical din 18 supra radical din 7. Deci radical din 18 supra radical din 7 și egal mai departe cu radical din 18 de supra radical din 7. Nu. Așa? Așa trebuie să fie, nu? Supra 7. Da. Acolo 7. Și egal cu radical din 18 2 ori 9, încă repede. Adică 3 radical din 2. 3 radical din 2. Supra radical din 7. Raționalizăm. Mulțumim cu radical din 7. Nu lăsăm că ești așa. Din 3 radical din 2, radical din 7, faci radical din 14. Supra 7. Care e media aritmetică? Am văzut media geometrică. Media aritmetică. Așa sunt două numere. 5 radical din 7 minus 1 plus 5 radical din 7 plus 1 pe 2. Așa. Deci este suma lor pe 2. Deci este 15 radical din 7 minus 1, adunat cu 5 supraradical din 7 plus 1, totul pe 2. Minus 1 cu plus 1 se duc. Și o să avem 5. 10. 10 pe radical din 7. Pe 2 radical din 7. Așa, radical din 7, cum ai spus. Ori 1 pe 2, poftim, da? Că mulțim cu acolo inversată. Ce face? 10 simplificăm prin 2. 5 supra radical din 7. 5 pe radical din 7. Adică 5 radical din 7 pe 7. 5 radical din 7 pe 7. Care e mai mare între media aritmetică și media geometrică? Întrebare. Deci, comparați media aritmetică, comparați media aritmetică cu media geometrică. Păi, adică să comparăm 5 radical din 7 cu 3 radical din 14. Că 7 și 7 au amândouă. Da. Ar trebui să comparăm. Deci, a compara media aritmetică cu media geometrică, ca și cum aș compara 5 radical din 7 pe 3 radical din 14. Pe 7 cu vecinul său, 3 radical din 14 pe 7. Au același numitor. Adică radical din 7 ori 25. Deci 5 radical din 7 cu 3 radical din 14. Da. 5 radical din 7, radical din 7 ori 25. Deci radical din 7 ori 25, e ca și cum am comparat. 175. Radical din 7 ori de 25, 175. 175 cu vecinul său. 9 ori 14. 9 ori 14. 9 ori 4, 36. 126. Mai mare e radical din 175, adică mai mare 5 radical din 7 pe 7. Adică media aritmetică, asta ar fi răspunsul, media aritmetică e mai mare egal decât, mai mare de data asta, e mai mare decât media geometrică. Așa asta este o inegalitate pe care trebuie să o rețineți. Totdeauna media aritmetică e mai mare decât media geometrică. Totdeauna. Când este egal? Este și un moment când e egal. Când e ceva cu zero? Nu. Sau cum? Când media aritmetică bănesc e egal cu media geometrică. Când dă același număr? Când cele două numere sunt egale. Când acele dă. A și B, da? Deci zicem, dacă vi se dă A egal cu B egal cu 5, atunci media aritmetică a lor, media aritmetică a lor este 5 plus 5 pe 2, 10 pe 2 egal cu 5, iar media geometrică este cât? Media geometrică? Radical din 5. Radical din 5 ori 5, 5 la a doua, care face tot 5. Deci egalitatea se întâmplă când numele sunt egale. Deci de aceea spunem tot timpul, să rămână clar pentru toată lumea, media aritmetică e mai mare egal decât media geometrică. Da? Media aritmetică mai mare egal decât geometrică. Sublineați-o pe asta. Să rămână definitiv în mintea asta. Dacă vi se dă vreodată, ajungi la concluzia că e invers,
ați greșit voi. Da? Dacă vă comparați deci doi invers, ați greșit voi. Da. Mergem mai departe. Am egal cu... Domeni de geometrică să calculăm? Da. Deci cele două numere sunt a mic egal cu cine? 7 minus 2 radical din 6. 7. Minus 2 radical din 6 totul la a doua. 2 radical din 6. Totul la a doua. În paranteză așa, da? Da, da. Și b mic egal cu 7 plus 2 radical din 6 la a doua. 7 plus 2 radical din 6 totul la a doua. Media geometrică. Media. Zi-mi-o. Geometrică este egal cu? Acum... La B nu-i totul la doua? Totul la doua, da. Da, și aici. Păi, radical din cu... produsul lor. Da. Radical din 7 minus 2 radical din 6. 2 radical din 6 totul radical, nu? La a doua. Păi radical ori? Ori radical din... Noi spunem ce e media geometrică. Mm-hmm. Produsul lor. Nu? Radical da. Din produsul lor. Ori radical din... Radical din 7 plus 2 radical din 6 la a doua. Și din la a doua, fiecare scapă de radical, da. Fiind produs, numai că e produs face asta, dacă ar fi fost adunare, nici vorbă trebuie calculat acolo, atunci scăpăm de radical și rămâne doar atât. 7 minus 2 radical din 6, pe lângă 7 plus 2 radical din 6. Și cât face? Aceeași face 7 la 4, 2. 4, da, 49. 49 minus. Plus B până la minus B. Și formula e A la 2 minus B la 2. Da, da, eu acolo. Făceam paranteza cu totul, n-am zis. Da, pot da, aici da, formula. Da, da, dacă, Verena, dacă mulțești, vezi niște timp. Exact. De aia A minus B până la plus B, face A la 2 minus B la 2, face 49 minus 46, 24. Exact. Face 25 terminate listă. Mult mai ușor decât să desfaci paranteza, dacă nu știi formula. Tocmai asta a și vrut autorul când ne-a dat așa. Păi, ați fi știut să scoateți așa? Aș fi știut să ziceți că radical din paranteza la a doua ori paranteza cealaltă la a doua egal cu și scăpați de radical? Dar care radical? Ăla de deci, sus? Deci așa. Uite, dar de ce? Uite. Ăla de sus? Radical din ăsta la a doua ori ăsta la a doua, scăpăm de radical și egal numai cu ăsta. N-ați fi avut aici. Vedeți, nu știu, nu știu. Eu scriam radical din, radical din 7, eu nu... radical din 6, ori radical din 7. Pe eu n-am înțeles de ce scoatem radicalul ăla, că avem două puteri. Uite, Adi, radical dintr-un produs de două numere înseamnă radical din fiecare. Uh-huh. Deci trebuia, de-aia suntem aici, trebuie să puneți întrebări. Deci vine radical din primul, radical din, cât? Din 7 minus 2, radical din 6 la a doua. Ori, spune Miruna, ori, radical din 7 plus 2 radical din 6 la a doua. Și egal cu... Și acum? Și ați făcut? Acum scapă de radical. Da. Adică mai concret? Adică 7 minus 2 radical din 6. Nu. De ce nu? De ce? Păi uite așa. Nici eu. De radical. A, dacă e minus acolo, trebuie să calculăm modul și cu modul. Modul. Deci modul din 7 minus 2 radical din 6 ori modul din ce? La 7 plus 4 plus 2 radical din 6. Și egal mai departe cum? Și acum, ca să explicăm modulul, suntem atenți și vedem dacă ăsta e pozitiv, rămâne așa, dacă e negativ, îi schimbăm. Nu, semnul tuturor termenilor de acolo. 46, radical din 49 minus 46 care e 20... Și 4. 49 și 24 e mai mare 49, deci e pozitiv, rămâne așa. Da, și... Deci va veni 7 minus 2 radical din 6 pe lângă ăsta, ce fac aici? Chestie, nu stăm pe gânduri. E adunat, deci vine și pe lângă 7 plus 2 radical din 6. Și face în final 49 minus, cât am spus, 46, 24. Și acolo de ce am scos modul la prima? Pentru că aici am avut impresia că voi sunteți atenți și ați sesizat deja că ăsta e pozitiv și ăsta e pozitiv.
Dar în mod normal, pentru ca să nu apară nicio discuție, trebuia să spun modul din toată asta. Mm-hmm. Care înseamnă modul din fiecare. Mm-hmm. Modul ori modul. Deci pentru situațiile acelea în care nu sesizăm că din capul locului e pozitiv și rămân așa, faceți, ieșiți în modul pentru mai multă siguranță, cum am făcut aici, ca să nu picați în capcană. Da? Deci, și atunci se vede foarte bine când redactezi așa, înseamnă că tu știi bine ce se întâmplă și nu greșești. Stăpânești. Da. A egal cu 8 plus 2 radical din 7, totul la a doua. A egal cu 8 plus 2 radical din 7, totul la a doua. Da. Și B egal cu 8 minus 2 radical din 7. 8 minus 2 radical din 7, totul la 2. Totul la 2. Poftim, cine vrea să lucreze? Clar, Adi. Așa vreau să văd. Adi. Hai, Adi. Eu? Da. Deci, media geometrică a numerelor egal cu? Egal cu radical din 8 plus 2 radical din 7, totul la 2, minus... Ori 8 minus 2 radical din 7 totul la a doua egal cu modul din 8 plus 2 radical din 7. Așa, hai. Ori modul din 8 minus 2 radical din 7 și egal cu, păi primul e pozitiv, că e cu plus. Și da. Rămâne. Și... 8 plus 2 radical din 7. Da. Și al doilea. Tot pozitiv. E 64. Da. 64, 7, 28. Tot pozitiv. E clar tot pozitiv. Așa rămâne, deci vine 8 minus 2 radical din 7. Și acum aplicăm formula. Da. Și egal cu 64 minus... 47. 28. Și este egal cu 8 din 14, 6, 2, 5, 36. Iată că am aflat și situația asta. Așa e foarte clar și foarte corect. Ca să nu apară niciun dubiu și voi să nu greșiți. Și apare și chestia asta frumoasă, explicitarea. E atragea profesorului atenția că este în modul, că știu eu chestia asta și da. Nu explicitești modulul. Corect. Deci ai câștigat la punctaj. Sigur că. De când acolo, dacă ai făcut, deci, dar dacă era cu negativ, ăsta îmi lăsa oare așa. Oare vedea? Corect. Îl oare vedea? Corect. Da. Poate să fie ca și unei și tu dai să formă de capcană. Corect. Calculat media geometrică a numerilor A și B. A mic e calcul radical din 108 minus radical din 75. A mic egal cu... Radical din... Radical din 108 minus radical din 75. Da. Și B mic egal cu radical din 147. 75 da. La prima. Plus radical din 192. Plus radical, da? Da. 192. Deci efectiv 6D. Păi, ce rămas? Sper de... Cârpa aia mare. Cârpa asta mare și o să pune-l sus, zice, ca să poți șterge, că stoarse bine, bine. Da, da, da. A egal cu, o să descopune pe 108. Și o deci, vedea că se parte la 2, 54. Pe 108 se descompune, da? Da, 56. Deci 108. 59. 2, 54, 2, 27, 3 la a 3-a, 27. Da? Mm-hmm. 3 la 3. Și atunci 108 egal cu 2 la 2 ori 3 la 3. Deci voi spune egal la A, egal cu radical din 2 la 2 ori 3 la 3. Minus 5 la 2, adică 25 ori 3, minus 5 la 2 ori 3, adică 3 radical din 5. Deci, plus 5 radical din 3. 5 radical din 3. Deci 75 e 3 ori 25. Da. 25 o scapă de radical și vine 5, 5 radical din 3. Minus 5. Radical din 3. Și egal cu 6 radical din 3. 2 la 3 înseamnă 2 la 2 ori 2. 2 la 2 ori... Nu, e 3 ori... la 3 acolo, nu? Da, e 3 la 3? Da, e da, 3. Da, da, 3 la 3. Și 6... E 6 radical din 3. E 6 la 2 ori 3. 6 la 2 scapă, 6.
6 radical din 3. Deci vine 6 radical din 3. Minus 5 radical din 3. Minus 5 radical din 3. Și face cât? Radical din 3. Radical din 3. Ăsta este A8. 147 prin 3. Să descompune și pe 147. Da, să descompune și pe 147. Și atunci zicem... Prin 3... 3 în 14 de... De 2, de 4. 4, 4, 3, 12, 27, 9. 4, și 7 la a doua. 7 la a doua. Și avem că B egal cu 3 radical, nu, 7 radical din 3. Și în 7 la a doua, da. 4, 7 și vine 7 radical din 3. 3. Deci 7 radical din 3 plus 192, Anca. Din 2. Plus 192. Lăsă-te, Anca. 192, Anca, prin 3. 3 în 19. Deci 6 ori. 6 ori 3, 18. În 12, 12 4 ori. Și aici 4 e 8 la 2, ca să nu pierdem timp. Da? Da. Și 8 la 2, iese 8. 8 radical din 3. Radical din 3. Și egal cu 7 și 8, 15. Hai, mai repede. 15 radical din 3. Dacă A și B le-am aflat, media geometrică. Media geometrică. Media geometrică, așa, egal cu radical din produsul lor A ori B. Și vine radical din... Anca. Radical din radical din 3. Radical din radical din 3. Ori 15. Radical din 3. Da. Și egal cu... Zici întâi radicalul mare și îl lași. Da, lăsăm pe ăsta. Da, și acum facem. Radical din 3 este, radical din 3 face? 15 radical din 3 la a doua. Radical din 3 la a doua face 3. Nu? Că radical din 3 ori radical din 3 face radical din 9, care face 3. Și vine 3 ori 15 de desu, da? 3 ori 15. Păi 15 se schimb ca fiind 3 ori 5. Și vine radical din 3 ori 3 ori 5. 9 este desu radical 3, radical din 5. 192 împărțit la... Ați împărțit la 3. Păi la din 3 și toată de 34, care e pătrat pe 5. Hai mai făcut, 8 radical din 3, sau cât era? Ce s-a greșit? 8 radical din 3, deci, deodată a pus 8 radical din 3. 64, da. Exact, mă întrebeam dacă știu ce fac negru. Uitați-ne asta cu modul. Așa, să vedem. A egal cu radical din 98. A egal cu radical din 98. Plus radical din 32. Plus radical din? 32. Da. Minus radical din 50. Și B egal cu radical din 162. Plus radical din 18. Minus radical din 72. Anca? Nu Anca, Adi. Păi 98 le spun repede. E 2 ori 49. 49. Adică 7 radical din 2. 2. 7 radical din 2. Plus 32. Păi 8 ori 2 ori 16. 8 ori 4, da. Dar 2 ori 16. 2 ori 16 iese 16, 4 radical din 2. Da, 4 radical din 2. Plus minus. 50, 2 ori 25, adică 5 radical din 2. Minus 5 radical din 2. Egal cu, egal cu 74, 4, 11 minus 5, 6 radical din 2. 6 radical din 2. Și B? Egal cu 169 radical din 2. 162, care înseamnă 81 ori 2. 9 radical din 2? Da. Adică 81 ori 2. 81 ori 2. 2. Da? Uh-huh. 9 radical din 2. Plus radical din 3 radical din 2. Da. 2 ori 9, 18, 3 radical din 2. Și minus? Și minus 5 radical din 2. 25. 72 face 2 ori 36. 36.
3, 6, 6 radical din 2. Minus 6 radical din 2. Și egal cu... 12 minus 6. 6 radical din 2. 6 radical din 2. Și să facem media geometrică. Media geometrică, da? Media geometrică egal cu radical din 6 radical din 2 la pătrat. Da. Egal cu 6 radical din 2. 6 radical din 2. Cât 2 este acolo, 2 este acolo, și prin 6 radical din 2, media geometrică. Da, hai să mai scrii și tu unii. Da. Și să fac un pic de pauză, da. La 4, așa. A fost un mesaj în care ne felicită. Cine? Cineva scrie un mesaj și zice, felicităm toată echipa. Apropo de faptul că ne schimbăm, faptul că lucrăm aici împreună. Văzând un film, am lăsat un mesaj. Up to death, da? Am zis egal cu radical din 16, minus 2 radical din 15, și pe min, egal cu radical din 16, plus 2 radical din 15. Și ce vrea? Media geometrică. Eu nu. Media radical din A ori B, media geometrică egal cu radical din A ori B. Am scris sus formula ca să... Da. Și egal cu radical din... Egal cu radical din 16 minus 2 radical din 15 la a doua. Pardon, Mirna. Da, ți-am zis, radical din 16 minus 2 radical din 15 la a doua. Radical din radical. Radical din 16 minus 2 radical din 15 la a doua. Adică radical din ăsta, nu? Nu-i corect? Deci, media geometrică este un radical. Da. Și acum, radical, iar. Păi și nu poți să scriu ca 16 minus 2 era egal din 15, totul la a doua, ca scop de radical? Mama, scriem întâi pe A. Și A este ăsta. Deci, radical din radical. Deci, radical, uite, mai apare un radical. Bine. 16 minus 2 radical din 15. Uite câți radicali sunt aici. 4, 5, da, mai da, 16 minus 2 radical din 15 media la a doua. Media geometrică e radical din radical. Din 16 minus 2 radical din 15 la a doua. Mă scurt-o că zice e bine. Da, dar și nu înțeleg, nu era corect. O făcut școală, dar dacă... Fă așa, dacă așa trebuie. Dar de ce o pus la a doua? Exact. Dar e nu la a doua, Miruna. Miruna, ce faci? Eu am zis fără radical, ca să fie radical. Mama, hai să facem întâi să scriem pe A și pe B. Și nu mă mai zăpăci. Hai, ori radical din 16 plus 2 radical din 15. Și este egal cu... Să închideți paranteza acolo. Radical din... Scoatem cu modul? Modul la a doua. Facem radical din 16 minus 2 radical din 15 la a doua. Interesant. Da, mama, facem 16 minus 2 radical din 15 la a doua, ori 16 plus 2 radical din 15 la a doua și modulul ăla se termină, că cu 2 se termină modulul. Dar de ce la a doua? De ce se la a doua? Pentru că scăpăm de radicale din paranteză. Dar avem o nelumărie. Gata, am venit acum. Nu vrem să facem așa cum... Deci A mic e radical din 16 minus 2 radical din 15. B mic e radical din 16 plus 2 radical din 15. Trebuie să facem media geometrică. Ai radical din A ori B. Sigur. Am pus radical mare din da, A da. Ori B. Și nu putem să facem radical din 16 minus 2 radical din 15 la a doua? Păi de ce la a doua? Păi nu se repetă. Ora e minus și alta e plus. Ca să scăpăm de radicalul ăla de acolo. Că e în față radical 16 minus 2 radical din 15. Da, dar nu putem zice la a doua. La a doua. Păi ca să scăpăm de radicalul ăla... Da. Nu, păi cum să zici la radical? Că n-ai cum să scapi de el. Că nu-ți lasă nimeni libertatea să zici la a doua. Cel mult poți să zici așa, ăsta ori ăsta este radical, lăsăm pe la mare, deci radical mare din
Îl lăsăm, da? Da. Bun. Și acolo zicem un singur radical de desubt. Un singur radical. Da. Un radical. Din cele două paranteze mulțite. Deci radical din radical. Da, corect. Din cele două paranteze mulțite. Corect. Din 16 minus 2 radical din 5. Totul pe lângă 16 plus 2 radical din 5. Ne închipuim. Dar noi din 15. Da. Ne închipuim că a fost fără radicalul ăsta din mare deasupra. A orbe, da. A orbe. Și la orbe. Era radical ori radical. Mama, media geometrică nu este fără radical. Înțeles, dar... Profesor zicea că dacă nu puneam media geometrică, făceam da. A orbe. Ca să putem controla ieșit, ne închipuim că acest radical n-ar exista, dar eu l-am pus. Da. Da. Noi avem acesta de făcut. Avem de făcut ce? Asta ori asta. Din doi radicali înmulțiți, da. Însă adunați, înmulțiți, putem scrie un singur radical și în cele două paranteze. Numere mulțite. Și va fi egal cu radicalul mare. Îl lăsăm pe la mare. Așa. Din radicalul celălalt. Da. Bine. Și acum, o paranteză, avem A plus B, de pe acum avem A minus B pe lângă A plus B. Exact, exact. Și cu cine A la a doua minus B la a doua. A la doua, zi-mi. Adică 16 la a doua. Da. Da. Care înseamnă 256. Așa, mulțumim. Așa, minus. 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 2 radical din 15 la a doua. Adică 2 ori. 4 ori 15. Așa vine? Da, 4 ori 15. Câte 4 ori 15? 60. Am văzut ce egal cu. Ăsta, 256? Da. Da. Ce egal minus 60. Cu... Radical mare. Și egal cu radical din radical. Da. Vezi, Miruna, câți radicali sunt? Foarte important. Doi. Ce doi radicali? Diversăm așa că... Nu vrei să faci așa, nu? Da, mi-a zis că radical din 16 minus 2. Aici dă 100... La a doua, scoate radicali. Cum să fie la a doua, Miruna? De ce se încăpățenează și la 18? Hai că trebuie să te lămurești. Deci, tu spui că... Radical din cine? Radical din... A, primul de acolo, au. Da. Radical din 16, Miruna, minus 2, radical din 15. Da. Este egal cu radical din, spui tu... Nu, zic că e 16 minus 2, radical din 15 la a doua. 16 minus 2 radical din 15 la a doua. Totul la a doua? 15 la a doua. 15 totul la a doua, da? Da. Și atunci o să fie radical. Bă, să fie, mă... Adică tu spui așa, că radical din... 4. Miruna, no. Tu spui că radical din 4 este egal cu 4 la 2. Dar radical din 4 cât este, Miruna, 2? Și 4 la 2 înseamnă 16, Miruna. Cum 2 e egal cu 16? Își patinează acum mintea un pic. Și vedeți, nici nu acceptă. Păi, cum să fie radical din cineva egal la cel ceva la a 2? L-ai dus de 4 ori mai mult. Mama, hai să te mai încăpățâna, că pierdem timpul. Dar nu, secunde, ceva nu înțelege, ce se întâmplă? Unde ești tu blocat? Păi, uite, mai vedem, ți-am dat concret, radical din 4, care face 2. Cum să spui că egal cu 4 la 2? Care 4 la 2 face 16. Da. Deci dacă vi se pare atât de opositor să faceți radical din radical, faceți A ori B întâi. Va fi dat A ori B, radical din 196, care era 14, și media... Eu radical la sfârșit din media geometrică e radical din răspunsul ăla, din 14 și gata. Dacă deci, se pare atât de greu să fie radical din radical. Radical. Deci, înțelegeți? Dacă obosește atât de multe chestii. Exact. Așa trebuie. Facem A ori B, ca să nu vă încurcați cu radical din radical, poate pierdeți un radical și atunci iară greșiți. Like și share. Păi like și share, păi învățăm ceva. Bă, dacă nu putem așa radical deodată din radical, din radical, mergem deodată pe... facem A ori B și pe aceea răspunsul punem sub radical și asemenea. Finalizăm A ori B exact. Și urmă ce ne dă radical din răspunsul ăla. Da. Și așa, în felul ăsta nu vă mai încurcați cu radical, din radical, din radical și poate pierdeți ceva. Așa, altă ieșitură? Acum eu îl fac. A
egal cu radical din 24 minus 4 radical din 11. B egal cu, uite, în situația asta facem așa. Radical din 24 plus 4 radical din 11. Poftim, eu nu aveam să știu. Întâia orbe facem, ca să vedem. Lați-o pediatrilor să mă copii în conținut. Da. Când am ochelari la mine, nu. Lasă-o pe. Ia tu, Adi, și lucrează. Da. Eu? Este cât o oră? E cu troșul, nu, e 40-32. 40-32, mai avem, da. Deci A ori B. Avem A ori B. Unde-i faci? Doar A ori B. Da. Da. Radical din 24 minus 4 radical din 11, ori radical din 24 plus 4 radical, plus 4 radical din 11. Și egal cu radical mare din 24 minus 4 radical din 11, ori 24 plus 4 radical din 11. Și egal cu? Și egal cu radical din 24 la a doua. Da, care e? Care e? 924. 24 la a doua, da. 16 ori 4 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 16
nu facem 24 la a doua... Dar mai mult. Nu mulțim paranteze. Da. Deci 178. Asta e a. 178. Asta e a. 16. Minus 16. Minus 16. Nu are. 16, 16, 16. 166. 166. 166. 166. 166. 166. 166. 166. 166. 566. Minus cât? 176? Da. Și atunci egal cu radical din 400. Și egal cu radical din 400 cât? 20. 20. Și atunci media geometrică. Media geometrică. Media geometrică este egal cu radical din 20, care e egal cu cât? Radical din 4, radical din 5, care e egal cu radical din 20. Radical din 4 cât e? 2. 2 la 2. Deci cât e? Nu, radical din 4, nu-i 2 la 2, radical din 4 este radical din 2 la 2, înseamnă 2. 2. Și cât e? 2 radical din... 2 radical din? 10. 10. 2 radical din 5. De 5 și cât e radical din... E mai ușor așa? Da. E mai clar așa decât să punem radical din radical? Eu acolo m-am încărcat la radical din 4, este egal cu 20 și media geometrică m-am blocat puțin, dar mi-a revenit. Deci fația ormentei, foarte bună idee, când sunt radical este supra curs. Exact, ca să nu vă încurcați, faceți a orbe, o ducem până la final, am aflat 20 și media geometric e radical din... Cine a dat aici? Din răspunsul. Da. Corect. Ce nu ți-i clar? E clar. Anca. Facem întâi a orbe, da? Da. Scriem, a orbe egal cu, ca să se vadă ce lucrăm, da? Da. Punem un radical mare de dată, ești de acord sau vrei să facem? Da. Hai zi. Și punem un radical, da? Hai, Lu. Radical din 27. Punem o paranteză, 27 plus 10 radical din 2. 10 radical pe lângă. Totul pe lângă. 27 minus 10 minus radical din 10 radical din 2. Și observăm că e formula aceea A plus B pe lângă A minus B, care a scris-o domnul profesor aici.
trecea la a doua minus B la a doua, egal cu A plus B, pe lângă A minus B. Da? Și acum, A plus B pe lângă A minus B, egal cu A la a doua minus B la a doua. Și va fi egal cu radical din cât am zis? Radical din 27 la a doua. 27 la a doua, că Adi are timp să-mi socotească, minus. Da. Da? Păi chiar fă asta și făceam. Da, bine, bine, aduce-mă, bucur, minus. 10 ori la a doua e 100, ori 2 e 200. Și 729. Și este egal cu radical din 729. 729 minus 200. Și egal cu radical din 529, care este egal cu? 529. Ia de 23? 23. Ai calculator? Da, e 23, sigur. Și egal cu 23. Și acum e radical și aduceam media geometrică. Radical din 23. Ar fi egal cu radical din 23, care rămâne așa, nu este nici într-un fel. Păi 23 număr prim. Număr prim. Număr prim. Păi e mai clar așa? Da! Până când și eu am înțeles. Așa. Deci, acum pe tema am terminat, dar văd cum mai sunt exerciții interesante cu media geometrică. Mergem acolo. Mai facem. Să lucrează... Cum? Zi-am. Timpul s-a uitat un profesor la timp. Timpul ușa. Era... Acum, acum. Și timpul și ușa. Și timpul și? Și ușa s-a auzit de la intrare.